Salutare băieți și fete, ce faceți? Aici este Andrei și azi vei face un nou videoclip cu o nouă hartă. Azi băieți vom juca pe o hartă numită SOS. Este vorba despre cum noi am rămas naufragiați pe o insulă și trebuie să reparăm o barcă ca să putem să fugim de pe insulă. Deci dacă place acest tip de serie, apăsați acest butonaj direct și de ce primi mesaje? Nu o să mă uit la mesaje. Și bun, băi, suntem aici pe hartă. Harta arată destul de bine. Ok, asta e, ok, este bloc. Bun, uite și noi pe aici, dăm niște inspectori, să spun așa. Totul pare ok, să vedem ce zice aici. Start the game, nu vreau încă. Ok, am destul de puține PPS-uri. Welcome to SOS. Find and craft everything you need to repair the ship and win. You only have 10 days to escape. Good luck. I'll need... Ok, aici nu pot să fac nimic. Created by Sir Platitude. Ok. Bună, trebuie să-i dăm strumul. Ok, day 1. Oh, shit, avem un manual. Ok. Deci, lantern, două lanterne. Vedeți ce ne trebuie? Ship hell. Ok, să ne zice harta. Harta. Manual. Welcome to the SOS manual. Here are some things you need to know about life on this island. On day one, 3 sugarcane and 2 sticks are washed up on the beach. Use these items to make a sugarcane axe. This is essential. Oh. Okay. Am găsit un băț și mai trebuie să găsim câteva chestii. Ok, sugarcane. Bun, ok, mai văd un băț acolo. Bun, ce e acolo? Oh, este un cap de wither, ok. Aici este ceva în barrel-ul ăsta, nu... Ok, sunt niște chestii acolo incantate. Un lac de lavă. Nu, cred că e de bună să-l apăs. E ceva cu lemn, opa. Și e lumină aici. Dar ce să cobor aici? Hai să încerci resurse. Mâncă rămasă. Oh, și sunt resurse. Ok, deci e bine să coborăm aici după să ne luăm niște resurse. Bun. Dați-mi și mie voie să... Oh, da. Acum înțeleg ce aveam lag. Oh, da, altceva. 200 primuri. Este total altceva. Și pe aici, dacă vă plac acest tip de serie cu hărțile astea foarte, foarte interesante, apăsați pe butonul de like și acolo când mai multe like-uri. Aveți și niște porci dacă ni se face voame. Băgăm un porc, o slăninuță. Oh, what the fuck, era sugarcane acolo. Deci ce trebuie să cont să caut dacă e tot aici? Și... Nu pot să... Ok, bănuiesc că nu ar trebui să fie chiar așa, dar... Hai să jucăm în continuare, da? Nu cred eu că n-am voie să spar nimic, adică harta se definește ca survival map. Ușu, de ce se face noapte? De ce așa de vreme noaptea? Nu mi-am găsit... Oh, shit, resurse. Nu pot spar nimic. Chiar trebuie exora neapărat orice ar fi? Ce what? Emerald. Oh, shit. N-am nicio armă să mă bat. O zi, n-am găsit sugarcane-ul. Shit! That's not good. O sugarcane acolo, lângă wither. L-am găsit, da, oh fuck, stai. Stai, gogule, stai. Dă-mi, mulțumesc. Fură, sperii, fură! Fură. Ce mă duc în zona de craftat, shit. Da, nu cred că o să mi se permită să mă duc la zona de craftat, dar o să încercăm acolo. Nu te uita la mine, nu te uita la mine, ok. Ce să fac? Sheesh! Nici nu știu ce damage are, stai să-l testăm. Haide, frate, să dăm 1v1. Bă, are ceva damage de la bătut wither-ul așa de ușor.
Ok, să știi manualul, deci am găsit sugar cane-ul de care ziceam la pe prima pagină, it is essential. Night. During the night, important thing happen. Monster will spawn and attack you in an attempt to end your run. Resources on the island also respawn for you to collect. Ok, deci during the night, important thing happen. Monster will spawn. Ok, da. Gen, e normal în Minecraft să spawneze monștrii. Bă, da, oare îmi iau damage dacă... Oh, da, mi-au damage, da, mi-au damage, da. Ok, să mai citim din carte până atunci. Morning. In the morning, crops and sugarcane grows. Any newly planted crops will grow in the morning when the sun hits the horizon. A crafting bench is a place at the center of the island and the campsite. It's a cra... Da, chiar e. Cu asta poți să spargi ceva? Nu cred că trebuie să fiu așa. The ship. Ship need 3 sails, 3 barrels, 2 lanterns and a helm to be repaired. The receipts for these items are in the crafting manual. Day 10. At the end of the day 10. Ok, ar putea să n-ar trebui să știți că asta. Ok, deci stai așa, deci a zis că ne... Ok, day 2 a început. Dar stai așa, crafting. A crafting bench is a place at the center of the island at the campsite. Is next to the campsite. Ok, avem un manual. Day 2. Zmenim să verificăm acel manual pentru că, sincer, cred că o să avem nevoie să știm niște chestiuțe despre cum se repară. Deci, în barul ăsta nu avem nimic. Aici ce avem. Ok. Oh, shit. Chiar o să am ce să... Să vedem. Deci, sail. Asta e chiar din menu. Sail. Bone meal and copper. Ingot. Cupru. Ok, cred că din asta avea decât foarte puțin bone meal. Merge să fac, ha? Oh, și trebuie să folosim neapărat crafting-ul ăla, ok. Nu înțeleg, ar trebui să pot. Ok, sunt și ca să ne batem cu băt. Ok, am ferit. Bănuiesc că te-ai spawnat și tu cu un motiv aici, gen... Ok, hai să vedem. Avem nevoie de mâncare. Avem nevoie de multe chestii. Nu știu dacă... Cred că ar trebui să pot să sparg chestiile astea. Deci de ce se întâmplă în Game Mode Survival? Să pot să sparg sugarcane-ul ăsta, pentru că nu... Oh shit, oh shit, oh shit, deci mi s-a ridicat și microfonul brațul. Ok. Atunci o să iau 3 de astea. Aparent, n-am niciun pic de lemn. Hai să verificăm turnul, pentru că l-am verificat bine. Ați verificat și asta, că nu am verificat cuptorul, nu, nu are nimic cuptorul în el. Aici nu este nimic, aici sus poate să fie ceva, ha? Nu, nimic. Trebuie mâncare, boys, ne trebuie mâncare. Și lemn. Prea pot nici să mă sabotez, să-mi fur singur lemn de la barcă. Dar pot să iau lemn de aici? Well, it looks like I can. Sticks pot să craftez. Vreau să facem un pickaxe de la șmecherul ăsta de care se spunea. Nu știu exact regulile hărții pentru că sunt... E genul ăla de hartă care nu prea îți dă așa de multe informații. Gen, am primit câteva informații și cam atâta. Bă, m-aș gândi în timpul zilei dacă tot este zi... Oh, shit, da, merge șoarele ăla foarte rapid. Unde era ăla de schelet? Scheleți, scheleți, vreau să mă duc la ăla de scheleți. În partea aia, în partea aia. Oh, fuck. Are you fucking kidding me? Așa de repede s-a făcut noapte? Dude, e foarte rapidă harta, trebuie să te... Mă duc repede, mine să minez în timpul nopții. Dude, voi ați văzut ce repede s-a făcut noapte? Cât am filmat? Am filmat 9 minute și deja am luat noapte. Nu știu că pot să spar diamantele cu asta. Mă îndoiesc că aș putea să spar diamantele cu asta. Nu duc excelent cu hangarul, dar... că aș putea să împrumut asta, da. Pare la fel ca în prima noapte. Un wither,
Un blaze. Adică să ne batem cu Gogu. Gogule, Goguțule, ce mai faci, drăguțule? Am bătut pe Gogu și acum... Ca... e lemn acolo, bă, și n-am văzut, boys. Aproape l-am văzut, dar am trecut eu pe lângă el. Și că am dat în conjurul hărții. Deja se face zi, idiot, ce repede... E prea rapidă harta asta, nu am timp să... N-am nici timp să mă gândesc. Am înțeles foarte... și de ce e acolo foc? Am înțeles că harta asta e intenționat făcut foarte... E făcută foarte... Să fie foarte dificilă. Observ că capetele alea cu un buton, alea două capetele care am pe, care, pe lângă care am trecut. Este clar, probabil că va trebui să... Bă, ce mâncă nasul. Va trebui să mergem să apăsăm pe acele butoane, dar mă gândesc că o să fie ceva... Ceva fight cu monștri și, sincer, nu prea-s pregătit deloc. Măcar n-am o armă periculoasă, să spun așa, care aș putea să dau ceva damage la monștri. Dar în momentan mai colectăm resurse și după vedem. Oh, shit. Alternativă. Mergem la lemnul ăla de acolo, luăm niște lemn de la și craftăm. Adică, what the fuck, nu înțeleg harta, deci chiar nu înțeleg. Ce nebunie de harta asta. Nu o să-i slab. Nu o să-i slab. Vreau bucăți de lemn solid. Ăsta-i lemn, nu e. Uite ce slab-uri peste tot. Dăm lemn. Ok, bucată de oak, o bucată de oak aici și o bucată de oak aici. Perfect. Perfect, Jude, excelent. Putem pune asta aici la prăjit. Pac, pac. Hai să nu facem totul, de fapt să facem decât 21 de pâini. Pentru că nu știu ce mai am nevoie să fac. Oh, nu, iar. Iar se face noapte și ziua. Bun, am 3 de astea, bun. Stai să mă gândesc, că nu mai știu guys ce să fac. Panică. Mergem să luăm coal. Nu mai stau să mă ascund noaptea, pentru că noaptea e irelevant. Că spuneți doi monștri, da. Și trebuie să mă ferez decât de ăștia doi. Bine, nu zic că e neapărat ușor să mă ferez de ăștia doi. Nu zic că dau amândoi simultan după mine. Stau cu ochii pe John. Acum că ne-am luat resursele necesare, haideți să mergem să vedem care-i treaba cu furnalul ăsta. Oh, sheesh! Se spawnează în fiecare noapte? Și diferite! Dacă știam, broadere. Dacă știam. Dei 4, ok, bun. Am luat niște resurse. Nu o să mă avânt, nu o să sar direct să-mi craftez chestii cu diamantele și mai departe. O să stau și o să citesc chiar manualul pentru că trebuie să ne dăm seama ce trebuie să facem cu diamantele. Soul Torch. Nu știu să face Soul Torch. Gold Ingot. Bone Meal. Barrel. Raw Pork. Coal. Emerald. Și Stick. Chip helmet, obsidian, heart of the sea, blaze rod, and... Deci bun, cine interesează pe noi, nu interesează chestiile. Bănesc că trebuie să apăse butoanele alea. Pentru că ideile cam se duc pe spate. Ne facem o sabie de sugar cane. Oh shit. Oh shit. Oh shit, nu e bine, nu. Sunt 3 după mine. Ok, 2 acum. Oh shit, ce viteză are. Stai. Oh, mai am trei inimi. Nu, piua. Holy shit. Bă, teoretic, decizia mea a fost parțial bună pentru că am făcut rost de oase. Bun, mir, bun.
Ce mă stacați? What the fuck, ăsta e mai... ok. Trebuie să-l atrag și mai trag încă unul, dar uite și câtă viață mi-a dat, câte două hituri mi-a dat. Oh shit, vine. Oh, Soul Torch, bun. Ok, ok. I'm not gonna lie, nu e deloc ușor să te bați cu acești monștri. Este destul de greuț, dar... worth it. Bănesc că emeraldele cred că știu de unde le fac rost. Cred că cu toții știți de unde o să-i face rost de emeralde, de la acel cap, dar problema mea este că ăștia sunt... scheletii sunt teoretic melee, melee range, sunt de apropiere, iar ăștia alții sunt... o să fie și range. De aceea e destul de nașpa. În 10 zile, mai avem 6 zile la dispoziție și... nu-mi place deloc cum arată situația. Vreau să fuzi. Mă voi duce să continui fight-ul cu monstruleții, dacă se face mai repede zi. Se face foarte repede zi și noapte în harta asta. Continui fight-ul cu scheletii, sper să mai fie acolo. După care va trebui să încercăm să ne batem și cu domnișoarii din partea aia. Oh, să verifică jos în mină, să verific mina, n-am verificat-o. Mă duc repede, repede să verific mina. Nu mi-ar strica o armură. Au, da, chiar ne-aș strica. Să vedem, s-a umplut, s-a umplut. Și dare filul, și-a dare filul. Nu și dare filul, shit. O să mergem sus și să ne facem ceva armură din resursele pe care le avem, adică... nu prea văd ce aș putea să fac altceva. Facem o tunică de 2 tone și, Doamne ajută, să mergem să ne continuăm fight-ul cu scheletii. Albinuțelor? Voi cum draci v-a spawnat? Oh shit, stai, 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 că tu treci prin pereți. Stai! Băi! Băi! Nu, nu mă bate, stai! Problema este că căcați ăștia mici, în linii orice poate și cu din tărpărătă și din părțpărătă nu o să-i ratezi, pentru că sunt foarte rapizi. Nu știu unde s-a dus. Uite pe ăsta în față. Pe ceilalți? Ok. Hai vino cu atu. Vino. Vino cu atu. Hai. Uite aici. Hai vino. Haide. 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 Bă, că ăsta-i pașnic. Ce ne-ai bă? De ce stă lângă ăia? Nu vreau să stau lângă ăia. Eu nu prea pot să înțeleg harta asta foarte bine. Ok, porcilor, ia să veniți voi să muriți. Cred că trebuia să vă înmulțesc. Sperăm că nu trebuie. Am o idee. Probabil o să sfidez puțin harta cu ideile mele, dar harta din ce am zis, cum am mai spus, este foarte grea și încerc sunt bine așa cum sunt. Oh my god, nu dă asta, nu dă asta. Pleacă, pleacă, pleacă. Ok, dacă tu stai acolo... da, viața mea nu va fi deloc ușoară. Oh my god, că s-a spawnat. Nu mă da jos. Nu, dă-te, căcat. Da, viața mea nu e deloc ușoară în momentul ăsta, da? Trebuie să fiu cu un ochi. Uite-l, s-a întors. Nicule, căcat, dă-te, puii mei, de aici. Să fiu cu un ochi în fiecare direcție, ești nebun? Te drecu, plec! Acum, băi, cred că înțelegeți cu toții de ce stau cu F5-ul ca să văd în toate direcțiile în care sunt atacat. Ok. Teoretic aș putea să mă bun pe Quick Pro.
Ok, am cam curățat ce trebuia să se curețe în seara asta. Dar nu trebuia să invocă Romeo, unde s-a dus? Ok, l-am pierdut, așa să mai apăs o dată. Ok, s-a spawnat. Stai. Stați că sunteți mulți, befași! Stați că sunteți mulți! De ce sunt așa mulți? De ce sunt așa mulți? Nu, 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 nu! De ce sunteți așa mulți? Holy fucking Jesus! Nu, 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 muri, nu muri! How am I supposed to kill him? Uitați câți căcăței are în aer! Vino cu a. O, dar sunt foarte low. Stai. Stai, Gogule, că glumeam să moară, Bibi! Stai! Sabia mea din cauciuc, nici tu cred că dă foarte mult damage. Bun. Ok, this is good, this is... Oh, lătați cum stă înconjurat de... Ia, știi ce? Băgam ia... Rush B! Nu, ferește, te sperii de ei! Oh shit! Stați băieți că am glumit să moară Bibi, nu-i fac nimic lui șeful vostru, stați! I'm not gonna lie, nu e deloc ușor, pentru că trebuie să mă ferez de ăștia mici, trebuie să-i și bat și... Ok, m-am ferit de asta. Am luat emeraldele, atâta îmi trebuie, nu mai trebuie nimic. Pa, fraierilor! Oh shit, mă cam urmăresc, nu e bine. Cred că s-au cam supărat că l-am omorât de liderul. Nu! Două inimi! Nu. Ok, cred că am făcut cam multă mizerie prin village-ul meu micuț. Este în a șasea zi și deja sunt mulți deștea micuți în aer. Ok, am upat pe monitor, ar trebui să o șterg. Oh, fuck. Nu, iară. Nu! Tu inim! Nu! Am dat fail. Holy shit, boys. Deci nu o să vă mint. Harta este foarte grea. Foarte grea. Dacă mai vreți să dăm o încercare la harta asta, apăsați pe acest butonaj de like și vă promit că, nu știu, la 20-30 de like-uri, la 10, la 30 de like-uri, face parte a doua din această hartă. Este extraordinar de grea. Deci băieți, dacă v-a plăcut, apăsați acest butonaj de like, eu am fost Andrei și ne vedem data viitoare. Vă urez o zi frumoasă, ceau! Close your eyes, shut your mouth, dream a dream and get us out. Dream, dream, dream.